Bună dimineața, este ora 7, urmăriți primele știri ale zilei. Anul acesta se împlinesc 103 ani de la unirea Transilvaniei cu România. În cadrul paradei organizate de instituția prefectului la Râmnicu-Vâlcea, au fost omagiați soldații români care și-au pierdut viața în primul război mondial, iar mai multe instituții au depus coroane în semn de respect pentru cei care au făcut posibilă întregirea României. La 1 decembrie 2021 sărbătorim 103 ani de la unirea Transilvaniei cu România, moment care a consfințit ceea ce istoria a numit România Mare. În contextul pandemiei de coronavirus, în Râmnicu-Vâlcea, dar și în celelalte orașe ale țării, Ziua Națională a fost sărbătorită din nou într-un cadru mai restrâns. Manifestările organizate cu prilejul Zilei Naționale au început prin intonarea imnului național, iar mai apoi a avut loc un moment solemn în cadrul căruia au fost amintiți soldații care au murit pe front în primul război mondial pentru întregirea țării. Evenimentul Marii Uniri a fost împlinirea unei dorințe mai vechi a românilor, care a fost posibilă grație onorabili oameni politici, dar și a celor care s-au jertfit pentru acest scop preasfânt. Îi avem în minte pe cei peste 600.000 de români care și-au vărsat sângele în primul război mondial, care și-au lăsat în grija lui Dumnezeu părinții, frații, copiii, dar și milioane de români care s-au avântat în luptă, știind că biruința nu poate fi izbândită decât prin jertfa supremă. În continuare au fost depuse coroane de flori. Mai multe instituții, printre care Prefectura, Consiliul Județean, Primăria, Jandarmeria, ISU Vâlcea, Inspectoratul de Poliție Județean, precum și reprezentanții partidelor politice, au adus un omagiu tuturor celor căzuți la datorie. Ca întotdeauna, cei mai cuprinși de farmecul evenimentului au fost cei mici. Aceștia s-au arătat impresionați de militarii prezenți la paradă. Te iubesc, România! Spune-i, mama! Spune-i, te iubesc! Te iubesc, România! Și vă pup! Vă pupă! Hai! Ai făcut mânuța! Te iubesc! Hai, abate! El pupă microfonul! La mulți ani! Mi-a plăcut cel mai mult soldații. Ce s-a plăcut cel mai mult? Soldații. Evenimentul dedicat Zilei Naționale s-a încheiat cu defilarea cadrelor militare și a membrilor Poliției Vâlcene. Și a împărțit viața între dragostea de patrie luptând pe front și dragostea pentru cifre. Astăzi, Cicerone Păunescu, veteran de război și profesor de matematică, împlinește 100 de ani.
Născut în urmă cu 100 de ani, Cicerone Păunescu și-a împărțit viața între frontul de luptă și cel al descifrării tainelor matematicii. A urmat școala primară în localitatea natală Șușani, încă de atunci fiind atras de misterul cifrelor, după care a învățat la liceul pedagogic din Craiova. Liceul pedagogic era cel mai bun la matematică. Da. Matematica este pentru mine un obiect foarte bun, foarte frumos. După liceu, a urmat timp de 2 ani cursurile școlii militare de la Câmpul Lung Muscel, apoi la Arad. La nici 20 de ani a plecat pe front în al cel de-al doilea război mondial cu gradul de locotenent, luptând un an în Moldova împotriva rușilor, iar apoi 2 ani împotriva nemților. Amintirea acestei perioade sunt rănile suferite. Cea mai mare bătălie cu nemții, unde eu am spart frontul german, de asta sunt și așa de dedicat. Apreciat. Apreciat, da. Deși rănit în 3 locuri diferite, după numai o lună de spitalizare s-a întors pe front. Am luptat de a elibera Cehia de nemți. Eu am fost în munții Tatra, acolo am luptat în munții Tatra. Compania mea s-a bătut cu nemții munții Tatra 3 luni de zile și am reușit să-i scoatem din munții Tatra. Noaptea dormeam pe zăpadă. Cei 200 de soldați din subordine l-au apreciat pentru modul în care i-a coordonat pe front. Însă nu doar soldații l-au iubit pe comandantul companiei 1 a batalionului 21 Vânători de Munte Cicerone Păunescu. Venea un biet cal cu 2 marmide, dar eu eram foarte prieten cu calul, că îi dădeam 2 bucăți de zahăr. Era foarte mult zahăr acolo în Cehoslovacia. Și după ce îi dădeam marmidele jos, din spate, mă căuta să-i dau zahăr. Ostașii când vedeau halul, cum mă caut. După încheierea războiului, tânărul comandant și-a urmat visul de a deveni profesor de matematică și fizică și a mers la facultatea din Cluj. După 3 ani de studii, s-a întors la Râmnicu Vâlcea, unde și-a început activitatea de profesor la fostul liceu sportiv, actualul Mircea cel Bătrân. M-au considerat un profesor, bun pedagog și să conduc cu elevii care făceau mult sport spre a învăța și matematică. Și matematică. Timp de 20 de ani pedagog al acestui liceu, profesorul Cicerone Păunescu a fost ales de Ministerul Învățământului să participe la un experiment care s-a desfășurat la școala numărul 1, actuala școală Tache Ionescu. Da, la liceul sportiv. Actualul Mircea cel Bătrân. Da, și că m-au considerat un profesor, bun pedagog și să conduc cu elevii care făceau mult sport. De la catedra de profesor de matematică fizică a școlii numărul 1, în urmă cu 40 de ani, profesorul Cicerone Păunescu a ieșit la pensie. Elevii v-au mai căutat? Da! Și acum nu mai scap de ei când mă întâlnesc, stau de vorbă cu mine mult. Înseamnă că ați fost un profesor, cum se cade? Cum se cade, dar am lucrat foarte apropiat de copii. Rămas văduv în urmă cu 20 de ani, profesorul se gospodărește singur, merge zilnic la cumpărături, iar apoi își gătește. Singur vă faceți mâncare tot. Ce gătiți, domn profesor? Ce faceți dumneavoastră de mâncare? Ciorbă. Făcui mâncare de varză, așa, și salată. Ce ciorbă ați făcut? Ciorbă? Da, ce fel de ciorbă? Am făcut, ce să zic eu? Cu carne, cu legume? Nu, cu legume. Doar cu legume? Foarte puțină carne mănânc. Din mărturisirile sale putem să ne facem o idee despre cum se poate ajunge la venerabila vârstă de 100 de ani.
La curent cu modul în care se face învățământ în aceste vremuri, profesorul și veteranul de război Cicerone Păunescu are un sfat pentru tânăra generație, dar și pentru profesori și guvernanți. Să pună mâna pe carte, pe învățătură. E de mare preț învățătura. Da, dar nu prea învață. Din partea redacției Antena 3 Vâlcea, iată, noi vă oferim un tort. Vă mulțumesc. La mulți ani. La mulți ani să trăiți. Să ne mai trăiți 100 de ani. Și de asemenea, uitați și o diplomă. Noi vrem să vă dăm o diplomă. Da. Haideți cu tortul aici. Haideți cu tortul încoace. Așa. Ați strălucit nu numai în bătăliile dumneavoastră. Vă dăm și o diplomă. Pentru că ați fost ca un luceafăr. Ați strălucit nu numai în bătălii, dar ați strălucit și pentru generațiile viitoare. Și vă mulțumim din suflet pentru tot ce ați făcut, pentru curajul, demnitatea, onoarea care ați demonstrat-o și exemplul care l-ați dat la sute de copii. Da. Gena Clinic, prima clinică de înfrumusețare din Râmnicu-Vâlcea, bazată pe conceptul sănătate și frumusețe. Își extinde serviciile de estetică medicală, chirurgie plastică, microchirurgie și dermatologie într-o nouă locație. Gena Clinic este un concept unic în Râmnicu-Vâlcea, care combină estetica facială cu remodelarea corporală și nutriția de precizie pentru a ajuta oamenii să obțină frumusețe exterioară prin sănătate interioară. Gena Clinic își extinde serviciile de estetică medicală, chirurgie plastică, microchirurgie și dermatologie într-o nouă locație. Pe calea lui Traian, numărul 213, bloc 34 parter, cabinete dotate cu aparatură de ultimă generație și experți din domeniul sănătății și frumuseții, doctori în chirurgie plastică, medici specialiști de renume, vă oferă cele mai bune rezultate în estetica medicală. Ne bucurăm să vă anunțăm de inaugurarea noii locații Gena Clinic. Vă așteptăm cu această ocazie pe data de 3 decembrie, vineri, începând cu ora 12, să ne fiți alături. Pentru voi am pregătit și o tombolă cu mai multe premii. Vă așteptăm cu drag! Bună ziua! Acesta este cabinetul în care noi realizăm proceduri cosmetice, tratamente faciale, cu ajutorul aparatelor de ultimă generație. V-aș putea menționa, printre altele, intraseuticals-ul, care este o procedură de stratificare hialuronică în 3 pași simpli, o procedură prin care se introduce la nivelul dermului o nanoparticulă parțial deshidratată de acid hialuronic, care ori de câte ori va găsi hidratare la nivelul pielii, va umple ridurile din interior spre exterior. Este o procedură nedueroasă, o procedură foarte relaxantă, se introduce cu ajutorul oxigenului hiperbaric de o puritate de 95%, acea particulă de acid hialuronic, parțial deshidratată, la nivelul dermului, iar rezultatele sunt vizibile după prima ședință. Pe lângă această procedură, se mai realizează hidratare și anti-îmbătrânire cu ajutorul acidului hialuronic, curățare, exfoliere, hidratare, tratamente corporale precum epilare definitivă și slăbire locală. În acest cabinet se efectuează de către medicul nostru consultații medicale, cât și proceduri medicale care constă în acid hialuronic, botox, cât și veteta clinicii noastre, Morpheus. Acest procedeu se bazează pe radiofrecvență. Soluțiile folosite pentru celelalte tratamente care se realizează în acest cabinet sunt acidul hialuronic și toxina botulinică. Cu ocazia zilei porților deschise, la noua locație Gena Clinic, situată pe calea lui Traian, numărul 213, bloc 34, de vineri 3 decembrie, cu începere de la ora 12, va fi organizată o tombolă, în urma căreia veți putea câștiga o ședință gratuită de volumizare a buzelor cu acid hialuronic, una din cele două ședințe gratuite de injectări cu toxină botulinică, unul din cele trei tratamente gratuite de rejuvenare facială intraseuticals sau unul din cele patru tratamente gratuite de curățare VibroX. Gena Clinic. Sănătate și frumusețe. Știrile dimineții au ajuns la final. Nu pierdeți, doar în câteva momente, matinalul Fii Antenă cu Mădălina. O zi excelentă tuturor!